the new one. Managed by the army, and we only managed as a local administration to get it back a couple of years ago, but not so many years. The first project was in 2008, and we started with the underground infrastructure, and then with the rest of the fortress. There are still many pieces and many buildings, many other monuments in the fortress that we have to rehabilitate and make available to the local community for all. And also, it was important that here was the seat of the legend that in Germany. We are inside of the fort of this region, and archaeological excavation brought to life this Via Principalis, which leads from the gate, from the southern gate of the Roman fort. To Alba Iulia, yes. I like your hat, very nice. And I'd like to borrow. Excellent. Ah, you sir, yes. What time is it? Ora, și jumătate. Excellent. Da, alo, alo. You get one there? Da. Got more. Nu intră. 2, 3, go. It was a de 270 de metri. Earth, this bridge is don't exist. Mm-hmm. And he was a big part. Yeah. Yeah. This was all in copper. Everything you see is everything was destroyed in order to build the cathedral for the coronation and to have free access in here. So this was in 2009-2010 we started the works and uncovering everything. Asta ca și eu am cadru, că eu mă știu bă. Și am și zoom. Good morning. Thank you for meeting us. Great pleasure. Beautiful city. We're very impressed. Salut.
viețuiesc de mii de ani. Aici este casa noastră, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, adică regiunea centru. În județul Mureș, unii spun că s-a născut cel mai cunoscut vampir al lumii, Dracula. Dar noi românii știm că este vorba despre un ilustru domitor, Vlad Țepeș. Și tot aici, în Sighișoara, putem găsi singura cetate istorică din Europa locuită în prezent. La Alba Iulian putem respira aerul istoriei din cea mai bine conservată cetate din lume, construită în sistem Vauban, recent pusă în valoare și redată cetățenilor. Câți dintre voi știu că în județul Alba, la Gărdăria, au fost descoperite tăblițele de lucru cele mai bune natura și încearcă să recrească vremurile de altădată în liniștea satelor din județele Brașov și Covasna. În Covasna, mai precis la Reci, a fost platou de filmare al peliculei nominalizată la premiul Oscar, Cold Mountain. În județul Brașov, pe lângă stațiuni montane de excepție, găsim unele dintre cele mai frumoase rezervații naturale, Lumina, găsim... Vreau să vă spun tuturor bun venit, excelențelor voastre, domnului consilier. Sunt bun venit în regiunea centru, județul Alba și Alba Iulia. Doamne Monica Romeu, reprezentanta reprezentanței Comisiei Europene la București și instituției, vrem să-i mulțumim pentru această inițiativă, pentru demararea acestui proiect, care se numește Domnul Vasa, Bunul, complementar fondurile naționale la susținerea unor proiecte de dezvoltare, are un impact și aceste fonduri sunt folosite cu eficiență și în spiritul unor strategii și angajamente comune care le avem ca membrii ai Uniunii Europene. Pentru început aș vrea să prezint pe toată lumea câteva din, să zicem, persoanele reprezentative, personalități, dacă vreți, de la nivelul județean și local. În primul rând vreau să vă prezint pe domnul Mircea Hava, casa noastră, care este primarul municipiului Alba Iulia, pe care v-ați cunoscut, este însoțit de cei doi viceprimari, domnul Paul Voicu și domnul Gabriel Pleșu, și de administratorul municipiului Alba Iulia, care este un om crescut în proiecte de dezvoltare și principala sa preocupare este dezvoltarea unor asemenea proiecte pe mai multe planuri. Alături de noi este și domnul Florin Roman, care este reprezintă consiliul. Să rămână bună ziua, bine ați venit la Alba Iulia, vă mulțumesc că ați venit la Alba Iulia și dacă toți suntem în capitolul de mulțumiri, trebuie să-i mulțumesc doamna Angela Cristian, cred că mă trebuie să spun funcția, pentru că a făcut posibil ca dumneavoastră să veniți să vedeți că banii europeni, banii cetățenilor europeni, sunt bine utilizați în Alba Iulia și că aproape în toată, și în regiunea centru. Pentru că noi de asta ne ocupăm. Legat de ce aș putea să vă spun, vorbele sunt de prisos pentru că dumneavoastră ați văzut o parte din proiectele noastre. Citatea, cetatea, poate este cel mai de impact, pentru că toată lumea vrea să vadă cum am trăit, de ce am trăit așa, ce a fost, la noi este și un exemplu de europenism, pentru că această citadelă, de fapt, sunt trei. Să le număr, partea romană, din partea romană suntem aici în Principia, pe urmă este partea feudală și pe urmă este partea popen, secolul XVIII, toate clădite de oamenii care atunci au locuit la Alba Iulia, care au făcut posibil ca să vedem ceea ce vedem. Și erau cetățeni ai acestor locuri, oameni care au lăsat lucruri deosebite în urma lor. Poate de la ei am învățat și noi că dacă trecem din viață trebuie să rămână niște urme, să ne legăm existența de astăzi de anumite lucruri. Mai multe lucruri nu o să vă spun, o să-i las pe cei tehnici, dacă vă interesează lucrurile tehnice, să vă povestească și despre Principia, ce înseamnă Principia, celelalte lucruri le-ați văzut afară, ceea ce pot să vă spun, că mai avem încă foarte multe lucruri, pentru că citadela nu înseamnă numai ce ați văzut dumneavoastră, înseamnă și Palatul Principilor, un loc de unde s-a condus toată Transilvania foarte mult timp. Și suntem mândri că
s-a condus de aici și nu din altă parte. Alții, în ringurile în care aici există universități și se discuta de cultură și se făceau lucruri deosebite, abia învățase să arcăsească pieile și să înloaie fierul la forjele de atunci. Dar vremurile care au venit peste noi, pentru că astea nu le-am comandat, noi acum avem grijă de vremurile astea, au făcut ca Alba Iulia să nu crească atât de mult cât ar trebui. Însă avem grijă acum ca să crească și să fie la adevărată valoare. Încă o dată vă mulțumesc.